poate începe cu o scurtă prezentare a fiecăruia. Dacă vreți, eventual, vreți să ziceți fiecare câteva cuvinte sau vă... Cred că mai bine ziceți fiecare. Adela, tu ești prima. Numesc Adela Mărășan, sunt tehnic din cadrul companiei Big Global, ăsta vine Interactive, poate ați auzit-o așa, lucrez foarte mult pe partea de data, data engineering, data processing, machine learning. Ok. Și a fost pică la FDS, de fapt, Salut! Mulțumim că ați rămas. Ați rămas în număr destul de mare, la ultima peană. Numele meu este Tudor Răpușan, lucrez pentru compania Telena, care este și gazdă din seara asta. Am început acum, cred că vreo 7 ani, în domeniul Big Data, tot în care aceste companii, și lucrez și până acum tot așa de proiecte de Big Data și Machine Learning. Tot acest timp am lucrat pe infrastructură de Big Data, am întreținut-o, am monitorizat-o, cât și pe proiecte, procesare de date, stocare de date, vizualizarea. De asta mare fac în timpul de la lucru, în timpul personal, să zic așa. Prână cu câțiva prieteni, managem o comunitate de Big Data, probabil unii ați mai fost la meet-up Brăjeoșul pe noastră. Precum sunt fondator ca comunitatea de Clujeia. Cam atât este. Salut! Numele meu e Grigă Bogdan. Sunt coleg cu Tudor la Telenav. Să fiu scurt, eu lucrez în data la Telenav. Cam un an am lucrat în zona de Big Data și Machine Learning. Cu Spark ML, pe procesarea datelor geo, date geospațiale, și de un an lucrez pe Deep Learning, în echipa de Image Processing, unde folosim AI pentru a îmbunătăți hărți. Cam pe scurt, asta fac. Ziua și după aceea și acasă. Salut! În primul rând, mulțumesc, Ovidiu, pentru invitație și colegilor că contează pe mine de fiecare dată. Da. Pe mine vorba de AI și Machine Learning. Mă numesc Luca Andrei, lucrez în cadrul Betfair, în departamentul de data, ca și arhitect. Sunt lead pe partea de AI și Machine Learning, deci practic coordonez cumva direcția asta în cadrul firmei, alături de încă câțiva colegi și oameni de business din Betfair. Lucrăm cu diverse platforme, de la SQL Server, Oracle, până la Amazon Cloud. Pe partea de Machine Learning avem servere de R. Momentan am început tot mai mult să lucrăm cu Python, pentru că este un limbaj foarte popular în cadrul comunității Data Science și Big Data. Mai pot să zic mult mai multe detalii, dar o să mă opresc aici ca să trecem la lucruri interesante. Mulțumesc mult! Okay. Microfonul ăsta are un pic de personalitate. Prima întrebare ar fi, chiar dacă nu ești în domeniul hărților și așa mai departe, putem face un exercițiu de imaginație. Andrei, cum vezi legătura între AI și hărți, gândindu-te la automotive și la alte lucruri? Ce tehnologie am putea folosi pentru a avea niște hărți mai bune sau pentru a genera niște date de pe anumite hărți? Dacă nu poți să faci un pes și că nu ești neapărat specialist. Nu sunt neapărat specialist, o să încerc să răspund pe bază pe cunoștințele dobândite prin citirea unor bloguri, articole și așa mai departe. Eu, din ce știu, updatarea hărților se face în mare parte și a cartografiei, dacă vrei,
suprafețelor se face prin imagini, prin procesarea imaginilor din satelit. Se folosesc rețele neuronale, în general, foarte, foarte deep și foarte puternice. Partea computațională este extrem de, de intensă. Legat de partea auto, ce mai țin minte și din facultate, este legat de computer vision, acele camere plasate pe un autovehicul, care îi permite recunoașterea pietonilor, a trecerii de pietone, a semaforilor, culorii semaforului, potențiale obstacole, mașini, detectarea vitezei și așa mai departe. Deci, este un domeniu foarte complicat, nu pot să zic foarte multe detalii, sunt curios mai mult de ce vor zice colegii care se ocupă de asta zilnic, așa că o să, o să dau cuvântul lor. De acord, lăsăm pe să ne zice cuvântul și pe aceea nu poate să găsim algoritmii. Da, da. Da? Okay. Da. Cred că înainte să începem discuția, cred că e important să contextualizăm hărțile atunci și toată discuția asta. Să găsim și care sunt problemele. Da, și să știm despre ce vorbim. Adică să înțelegem cu toții că construirea unei hărți contează foarte mult de, și toate informații care se găsesc în hărți, de cine folosește acea hartă. Da? Și pentru că tot vorbim de autonomous driving și mașini care se conduc singuri și așa mai departe, nu știu cât știm, există 5 nivele de autonomie, da? Nivelul 0 e când tu faci totul, nivelul 5 când mașina basic se conduce singură. Fiecare, momentan, suntem pe nivelul 2-3 ca și state of the art, da? Cu cât nivelul de autonomie mai mare, cu atât nivelul informațiilor din hărți e mai mare. Nu vorbim într-o hartă numai de, okay, de geometria drumului, da? Să știm că între strada asta merge de aici până aici. Trebuie să știm câte benzi are, trebuie să știm lățimea drumului, trebuie să știm ce reguli de circulație se aplică, trebuie să știm care lane-uri sunt gata la care lane-uri, trebuie să știm nivelul de trafic și mai departe. Și atunci, cred că de asta e foarte important să ne dăm seama că nu există o singură sursă din care să construim toate hărțile astea. Dar avem imagini satelitare în care putem să vedem drumurile, avem nevoie și de adevăr imagini de dashcam, asta fac toată ziua, mă uit la imagini de dashcam și încercăm să folosim rețele neuronale ca să detectăm semne, să numărăm lane-uri, să vedem cum stau de Huawei. Tudor, iar cred că ne poate zice mai multe despre partea asta de Huawei Detection, ce lucrează pe ceva asemănător. Deci, cumva, challenge-ul vine din a agrega toate sursele astea de date. Am auzit provocarea asta. Deci, practic, e complicat să dai seama dacă un drum e cu dublu sens sau într-o singură direcție? Da. Și de asta avem mai multe surse care facem chestia asta. Avem algoritmi de Object Detection, care cunosc semnele de Huawei. Avem algoritmi care fac clasificare, se uită la o stradă din toți perspectivele și dau seama dacă m-am uit sau nu. Și tu, dacă că poate să zic mai multe despre cum analizează roburi GPS, care în funcție de ce direcție merge, se dacă m-am uit sau nu. Și asta e, ca să te gândești, e un singur feature a unui drum dintre milioane de chestii care trebuie făcute ca să te să poți atinge niște că sunt calitatea unor hărți ca să poți să faci și altă hărțile voastre pot să fie folosite și la autonomous driving, te întreb pentru că am văzut la un moment dat ceva articol și ziceau că ai nevoie de o precizie foarte mare. Nu. Nu momentan. Pentru că trebuie să ai foarte, foarte multe. Deci noi folosim mai sunt ca și bază pentru cărții noastre și mai folosim toți acum de AI ca să construim peste. Momentan nu ai zonele care poți să faci chestia asta sunt foarte puține și foarte persoane de bine mapate. Avem echipă care se ocupă de detectarea unor feature-uri mai complicate, cum ar fi curve, nu știu cum se spune, cât de curbat e drumul, până la nivel de milimetri, de centimetri, care e o altă chestie foarte importantă pentru să avem lucrurile. Să mai vorbesc? Da. Ivo. Nu, stai că faceți timp. Ok. Da, legat de întrebare, pentru că pare destul de ușor să aflăm care stele se au se circulă pe un singur sens sau pe ambele sensuri. Ce am observat, deci când
te apuci de o problemă sau de, de un proiect de machine learning, prima dată se pare că poți să le rezolvi destul de ușor. Așa fost și pentru mine când m-am apucat. Sensul că m-am gândit, ok, dacă pe o stradă se circulă doar într-un singur sens, atunci e oameni, dar dacă se circulă în ambele sensuri, atunci e double-way. Astea sunt probabil feature-urile sau caracteristicile cele mai importante. Dar după ce faci un error analysis pe rezultatele tale, o să vezi că ai o grămadă de use case-uri care nu respectă chestia asta. Și vă dau acum un exemplu pe care l-am găsit. De exemplu, avea un stres pe care se circula, nu știu, 100-200 de tripuri într-o direcție și în cealaltă direcție nu era niciun trip. Algoritmul zicea că e one way. Dar se circula 100% într-o direcție, pentru că din cealaltă parte a străzii noi nu aveam tripuri, de exemplu, care se circulă pe acolo și care să fie potențial candidat să meargă în direcția opusă. Asta e un use case care ne generează probleme. Un alt use case e că avem miliarde, sute de miliarde de puncte colectate de sute de device-uri, fiecare device are acuratețea lui și punctele pot să se arăte de la 1 metru până la 100-200 de metri, să se arăte chiar de la poziția originală. Și atunci noi când vrem să remeciuim toate punctele pe străzi, algoritmul pe care l-avem nu întotdeauna detectează bine că chiar pe strada aia se circulă bine. Și astfel mai avem dirty data și din pozițiile GPS care sunt melonat în aparte la alte străzi. Și multe alte use case-uri pe care le descoper doar după ce analizez datele și analizez rezultatele. Iar referitor la întrebarea ta, Ovidiu, cu AI în Maps, ce mi se pare mie important e că acum companiile mici și medii pot să realizeze cel puțin produse sau feature-uri care să îmbunătățească hărțile. Mi-am amintit de un exemplu în care Google avea infrastructura necesară și oamenii, comunitatea necesară ca să mapeze numerele de case. Și bineînțeles, pentru asta trebuie mii, zeci de mii de oameni în spate care să probabil să meargă fizic să se uite ce număr de case pe ce stradă îi. Vă dați seama cine și-ar permite costurile respective. Dar de când în ultimii ani a apărut deep learning, care este state of the art pe image processing, pur și simplu ai un set de imagini de pe străzi care probabil să conțină și numerele de case și o echipă mică, poate de 1, 2, 3 oameni, poate să facă un astfel de algoritm care să detecteze numărul de casă și probabil și zic într-o oră, două, trei, să-ți proceseze un continent și să ai toate. Câte conține dataset-ul de imagini să le ai mapate în hartă. Deci de la, cum am zis, o firmă super mare care și-ar permite oameni care să se deplaseze fizic, să mapeze fizic toate numerele de casă, să ajungi la un algoritm care în câteva ore să detecteze mult mai mult și astea sunt costurile mult, mult mai mici. Deci ce aș vrea să spun este că dă posibilitatea atât mie, startul promis să realizeze ceva mic. Sper că bine plătiți programatorii azi. Adela, mai nouă șansă. Da. Aceeași întrebare, AI în Maps? Da. Ce e de spune? Există atâtea domenii care putem aplica AI, de la ceea ce vrem să obținem, vrem să navigație, vrem să punem turn restriction, că e one way, cum ziceau colegii înainte. Dacă se poate circula, care e viteza cu care se poate circula, dacă ai de făcut o rutare, care e ruta optimă. Există o mulțime de astfel de posibilități. Toate pornesc fie de la probe data, puncte GPS ale tripurilor pe care merg, fie de la imagini satelitare. Avansăm încet până partea de către self-driving cars, unde avem nevoie din start de o hartă mult mai detaliată, avem nevoie de o hartă 3D, avem nevoie de o generare a unor hertz cu o precizie mult mai mare. Și toate
punctele acestea de precizie suplimentare pe care le obține, practic o augmentare a unei hărți existente prin tehnici AI. Bun. Și atunci, dacă avem cărțile astea și AI, putem face așa o concluzie generală, să zicem că, în general, pentru hărți folosim algoritmi de procesare a imaginilor și acolo avem niște, putem de specifica cam ce algoritmi folosiți? Unul dintre punctele este de procesare a imaginilor, mai ales pentru partea de self-driving cars. Altă parte de navigație poate merge, pur și simplu, pe probe data, poziții GPS. Okay. Dar toate sunt complementare între ele. Se ajută la partea de self-driving cars, principal ar fi... Vreau să întreb ca un best practice, dacă o firmă mâine să apucă să facă, să proceseze hărți, cam ce algoritmi ar trebui să aplice? Sau dacă ai cumva, dacă aveți voi o rețetă, ok, uite, ăștia trei și bun că ăștia doi ar putea să te ajute, în principiu, să rezolvi, nu știu, 80% din cazuri. Avem așa ceva? Da, mai repede, dacă ar fi o... Dacă o companie mâine vrea să intre și să proceseze imagini în zona asta, de pe hărți, să practic să construiască hărți procesând imagini, am putea merge să zicem că teoretic ar putea fi câțiva algoritmi care ar trebui să ajute, sau apoi să înceapă investigația? Probabil. Folosind AI? Ar putea să înceapă cu partea de deep learning și neural networks pentru procesare de imagini. Trebuie să aibă, în primul și în primul rând, setul de date potrivit. Și cred că acolo e problema. Setul de date și volumul setului de date. Poate să fie regional, să fie în cadrul unui oraș care să fie foarte bine mapat sau are licențe pentru imaginile satelitare. Din momentul respectiv ar putea să înceapă, nu știu, să facă Python cu TensorFlow și, sau Keras on top of TensorFlow pentru procesarea de imagini satelitare. Ok. Hai să mi se pare, totul depinde de use case. Așa, procesarea de imagini poți face pentru 200 de use case. Bun, dar hai să zice că vrei să scot o hartă. Bine, harta o pot genera bine, fie din imagini, dar imaginile care sunt de calitate bună sunt, nu sunt available, din câte știu eu, sau sunt disponibile pe contracost. Și ce este disponibil sunt ori hărți de slabă calitate pe care nu te prea poți folosi de ele, sau poze pe care nu le poți folosi în aplicații de production, nu, de enterprise. Că, de exemplu, dacă vreau să-mi fac o firmă și folosesc imaginele de la Bing, de exemplu, nu pot să fac asta, adică nu e legal să fac chestia asta. Deci s-ar putea genera... Exemple sunt, chiar colegul meu, Bogdan, lucrat astfel de probleme, să detecteze stres din poze. Bun, deci cumva eu întreba mai mult de algoritmi neapărat de problemele, dacă ai sau nu imaginea respectivă. Da, vorbeam așa, din perspectiva unui best practice, ok, dacă te apuci, cam ce ar trebui să folosești, dacă se poate zice? Nu știu. Ca și cum ai zis, ca stăpân, nu știu dacă e cel mai bun. Mă gândesc ca să folosești într-un produs sau ceva. Nu știu dacă ar trebui să faci chestia asta. Să-ți faci tu harta ta, că sunt... Da, nu știu, poate un student primește, uite, o hartă de la NASA și zică, fă-mi, te rog, trasează drumurile din localitatea asta. În cazul ăsta, cu ce ar trebui să se apuce studentul? Da. De unde ar trebui să înceapă? Păi, cum o zici și Adela, deja sunt tehnologiile de... Exact, de deep learning, care cam pentru asta sunt făcute, pentru procesarea de imagini, și deja sunt și proiecte pe GitHub, care teoretic se rezolvă problema asta. Tu, bineînțeles, ar trebui să înțelegi ce face proiectul respectiv. Bogdan? Cred că e important să contextualizăm un pic. Când zici că vrei să faci o hartă, depinde de ce vrei să faci. Dacă vrei să obții geometria drumului din imagine satelitară, atunci te interesează niște algoritmi de segmentare. Dacă segmentarea drumurilor din imagine satelitară, asta e denumirea academică, dacă m-ar întreba ce ar trebui să fac un startup dacă vreau să fac chestia asta, se uită pe Kaggle, sunt niște competiții specifice făcute pe chestia asta, cu niște oameni super deștepți,
nu mai deși strict noi toți, care au stat foarte multă vreme să folosească arhitecturi de gen Newman sau Tiramisu, care sunt state of the art momentan și folosindu-se de anumite tehnici de, din computer vision din, să zicem, din trecut, ca să spunem așa, dar să-și facă geometrie. Dacă te interesează atribute ale drumului, numărul de lane-uri, UAU-uri, care nu știu, de rețea de viteză, te interesează object detection, da? Pentru că vrei să detectezi semne. Aici te uiți, te uiți la SSD, te uiți la YOLO, te uiți la retina net, la anumite arhitecturi. Asta facem, asta se ocupă echipa în care, care sunt eu. Dacă vrei să faci propria clasificare, vrei să arhitecte de renumis, te uiți la altceva, poate te uiți la Inception, poate te uiți la retina. Deci, cum să zic, cred că asta e toată noaptea aici, dacă ar trebui să numerăm toate chestiile care trebuie să le știi ca să faci ce răspunde. De asta, momentan, nu avem niște cărți foarte bune, în general, în lume, pentru că, pur și simplu, agregarea tuturor datelor ăstora într-un produs coerent care este menținut la zi, pentru că și asta sunt cel foarte mare al hărților, faptul că să fie menținut, fie, deci, să fie adaptat mereu cu ultimele transition sau pus un segerator, un roundabout, trebuie să fie în hărță, să știe mașina ta care se conduce singură pe acolo, un roundabout. De challenge. Apropo de asta, chiar fusese la mea la un fel de muzeu a științei și acolo aveau, printre anumite tehnologii, aveau o chestie în care harta orașului respectiv putea să merge în timp în ea, adică, ok, asta e evoluția și vedeai toate străzile, frumos. Voi aveți datele astea? Adică, mă gândesc, ok, s-a schimbat și în OpenStreetMap, s-a schimbat un drum, rămâne istoricului da. Undeva. Da. Și atunci de aici, iar poate mă aderez, dar ai putea să-și prezici cum o să crească un oraș, adică adică știm cum a evoluat de la clădiri, la drumuri, la tot și nu poți mai mergi cu un pas. Da, dar probabil ca un toy project, adică nu știu la ce te aranjă. Cred că ar fi interesant. Asta zice Andrei. Da, uite. Legat de ce ai zis tu, ultima ta remarcă cu predicția unei potențiale, unei viitoare cartografii, dacă vrei, sau... Evoluția orașului, nu mă poți, că ai datele, da, 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 da. Am fost recent, cred că l-au prezentat, nu știu, în cadrul TEDx sau o conferință asemănătoare și o doamnă a prezentat un proiect, cred că legat de New York sau Manhattan, care a arătat evoluția orașului în timp și a precizat că folosind proiectul respectiv și tool-urile respective, ea ar putea cumva ajuta la o mai bună configurație a orașului, dacă vrei, prin adăugarea mai multor spații verzi, nu știu, sunt și clădirile de genul ăsta cu cumva, cu iarbă pe verticală, cu tot felul, deci eco, dacă vrei, și asta ar ajuta și la problemele pe care le are acum umanitatea, dacă vrei. Deci, tool-uri există pentru așa ceva. Acum, nu o să-ți ofere ele direct, uite, așa cred eu, care arăta orașul tău peste 10 ani. Dar, jucându-te un picuț cu niște imagini pe care le ai din trecut, din prezent, ai putea să-ți construiești o imagine pentru un viitor oraș. Deci, atât da, poți să adăugă. Mă gândesc că poate ai toate ar fi să ai hărțe de ultimii 20 de ani. Ar trebui să fie disponibile. Și atunci, cumva, ok, hai că mai pune 5. Da. Cu istoria, de exemplu, în OpenStreetMap, poți să vezi istoria editorilor. De exemplu, și colega noastră, Ioana, v-a arătat în video respectiv, dar numai bine, era dat pe foarte repede, care pur și simplu să vedea evoluția adăugărilor de tele, deci se poate. Deci eu, așa, în minutele astea în care m-am gândit, cum aș să vezi evoluția, deci ai putea, de exemplu, în OSM poți să vezi câți contribuitori din regiunea respectivă se adaugă și ai putea să faci o comparație cu orașul tău și istoric cu cum s-au venit, cum s-au rugat contribuitorii de OpenStreetMap în alte zone. Probabil dacă ai avea alte API-uri, de exemplu, mă gândesc acum
dacă ar fi Clujul, dacă ar avea un API care să îți ofere câte, câte case se construiesc, unde se construiesc, probabil ai putea face o predicție, exact, da, având în vedere istoricul altor orașe, ca să faci o, o predicție a evoluției orașului tău. Și eu știu că s-ar putea. Da, fiind că o chestie. Poate o face. Poate. Să intervine. Sau... Da, te rog. Da, dar chiar vreau să vă zic că puteți spune și un pic, da, că mi se și registrează. Salut. De fapt, întrebarea mea are un pic și un video care este pe TED despre o platformă, planet.com. Ei fac poze zilnic la tot, orice post de pe Pământ. Deci fac poze și un pic să înseamnă 3-5 metri. Și este o platformă open. Și, practic, au niște sateliți cu care sunt de mici și aș vrea foarte mult, dacă vreți și voi, și vreau să hijack această... Este o prezentare pe TED absolut fabuloasă și mi se pare că în contextul în care vorbim de AI și Maps, ăsta este următorul lucru pe care trebuie să-l facem. Dacă vreți și dacă vine, sau nu știu... Nu ne uităm. Nu puteam să facem asta. Nu, dar poți să dai link-ul. Bine, întrebarea și ce e următoare. Scuze, dacă, dacă dai link-ul, da, s-ar putea să faci un articol după discuția asta, okay, și o să-l includem. Bun. Deci, bun, întrebarea mea e următoare. Dacă ai avea suficiente poze și ai avea cele mai bune hărți, deci un pic să 3-5 metri, ai putea să detectezi că mâine, să zicem, o să aibă loc un, o alunecare de teren într-o anumită zonă. De exemplu, anul trecut a fost o alunecare de teren în China, 150 de oameni au murit, practic, s-au trezit cu pământul peste ei, au murit, sute de case au fost acoperite de pământ. Să zicem că ai hărți, ai AI, ai ce vrei tu, poți să faci asta în ziua de astăzi, de asemenea. Nu știu și nu cred că e da, foarte ușor. Da, poți să faci. Da. Eu nu cred că AI e răspunsul la tot. Că, nu știu, poate e o metrică care poți afla mult, mult mai ușor dacă afli cauza care a generat alunecarea de pământ. Poate, poate a fost un mini cutremur. Cine știe, poate nu trebuie neapărat procesarea de imagini satelit ca să dai seama că... Scuze-mă. Problema, cred că n-am pus problema bine. Vreau să prevăd alunecarea de teren. Nu vreau să prevăd. Deci, o dată cauzată, vreau să prevăd. Practic, alunecarea asta, mă gândesc eu că nu vine peste noapte, are niște pași, are niște semne că se va întâmpla și eu vreau să mă duc în punctul în care să zic gata, evacuăm oamenii ăștia, pentru că știu că se va întâmpla peste o săptămână ceva și chiar să se întâmple și eu să salvez oamenii. Asta este scopul, de fapt. Da, cred să răspund zic. Probabil se poate, dar mă aștept că și destul de greu că foarte simplu să zicem, da, se poate. Adică, în momentul în care o să treci la treabă și analizezi astfel de dată, o să întâlnești o mie, un milion de challenge-uri pe care nu ne gândim acum. Asta e o problemă. O altă chestie, nu știu dacă poți, aici e chestia de siguranță. La un nu, ok, n-am detectat bine semnul de 5 de oră, asta e, de nu moră nimeni. Dacă, de exemplu, faci un produs de genul și mergi în satul din China sau și dacă algoritmul tău nu e 99% accurate, atunci tu să tot muți lume din altă, din zonă, zonă nu cred să se reușească. Politic, mă refer. Eu aici, nu sunt de acord cu totul. Hai să, o chestie care îmi place la ea și toți colegii mei pot să fie de acord cu chestia asta, că trebuie să te forțezi să fii foarte creativ. Adică fiecare zi ai multe probleme, cum să știi, tot de corner case-uri, n-ai date, ai date set-uri în telecom, și atât să foarte inventiv cu cum te descurci chestia asta. Și cred că cum aș, m-am gândit cum atât timp zicea totul că nu se poate, eu mă gândeam cum aș face-o. Și cred că are profundizat când zice că e foarte greu să scoți un produs care să vinde mâine, dar așa ca o chestie între noi poate ești. Pagă ceva să facem chestia asta, dar putea să corezi. Dacă avem într-adevăr imaginile alea, să presupunem că le avem. Și știm că în China, atunci, la poze geografică, a fost un cutremur și noi putem, într-adevăr, să corelăm, să zic,
timpul să luăm imaginile cu 3-4 5 din de cutremur din China, din Nepal, din Peru, din de unde mai fost toate cutremurile astea și să încercăm să facem un simplu, un algoritm de clasificare. Eu dau 5 poze, tu zic dacă în a 6-a a fost sau nu aruncare de teren. Pentru că eu am datasetul ăsta, pentru că eu am și pozele, știu când a fost și cutremurul, probabil nu o să iasă din prima. Ar fi foarte, foarte fun să încercăm. Nu cred că o să salvăm vreo viață, dar mi se pare chestie foarte, cum să zic, și inventivă. Că n-am mai auzit pe nimeni care să propună chestia asta, așa că mi-e personal. Chestia și care e faină, că de fapt, până la urmă, tot uită, poate știi greșe lumea când întrebam de algoritm, dar de fapt, ai mai nevoie să știi care rezolvare. Nu? Adică, până la urmă, ai nevoie să știi ce a fost în trecut, care au fost output-urile și ok, probabil că o nimerește pe următoare, dacă merge bine, nu? Adică, cam despre asta vorbim, nu? Da, deci ai o oarecare dreptate, da. Sunt mai multe tipuri de rețele neuronale care servesc diferitelor use case-uri. Da. Și aș dori să completez la ce a zis Bogdan. Da, deci, în prezent, poate ați mai auzit, la marile universități sunt supercomputers, da? Care sunt o clădire întreagă, putere de procesare. Da, acum, asta vă zic ce știu de la prieteni care lucrează, de exemplu, la universități în München, au lucrat în asemenea supercalculatoare. Acolo se întâmplă, de exemplu, simulări. Ca să detecteze potențiale cutremure, potențiale uragane. Ei rulează sute de mii, milioane de simulări, calculează probabilități, fac calcule pe matrice de dimensiuni foarte, foarte mari și vin cu potențiale, cu niște probabilități care ar semnala, nu știu, potențiale cutremure sau uragane undeva în niște puncte periculoase ale lumii. Și acum, legat de prezicerea unei alunecări de tren, da? Da, sunt de acord cu tine, se poate. Deci, dacă aduni un dataset suficient de bun cu imagini înaintea alunecărilor de teren, imagini cu alunecare de teren, de asemenea, cred că ar trebui completat datasetul ăsta cu weather dataset, pe care îl poți obține foarte ușor, dar poți să vezi condițiile atmosferice, poți să completezi cu imagini din satelit, care o să-ți ofere o altă perspectivă, și, nu știu, poți să colectezi foarte multe dataset-uri la nivel local, cu diverse alte informații. În momentul când ai un feature sau un set de caracteristici foarte bine pus la punct, ai analizat, ai observat corelațiile dintre feature-uri și target, deci predicția pe care vrei să o faci, eu cred că este destul de realizabil. Nu e ușor, dar cred că se poate face. Asta e părerea mea. Eu vă urez succes. Adela, ce se poate face? Deci, cred că se poate, dar de acord cu ambele părți. Se poate, dar s-ar putea să întâlnești tot felul de edge case-uri sau cazuri problemă în care s-ar putea, dar probabil nu o să ai acuratețe de 100%, dar o să ai posibilitatea să prezici unele asemenea mișcări. Dacă până la urmă ar fi fain, de exemplu, ar putea și încălzirea globală, nu e dată, că chiar s-a fost mai acum și... Da, și e cumva prezisă pe baza unor simulări. Da, adică poți să mergi în simulare, da. Da. Asta e interesant, că poți să... Da. Păcat că nu putem prevedea când se termină autostrăzile, la noi, da? Nu știu niciodată. Nu trebuie aici. Exact, bun comentariu din spate. În spatele la orice algoritm unde ai un set bun de date, dacă n-ai date... Da. Bun, mai vreau întrebări din public sau mai trebuie? Mai trebuie... Ce părere aveți despre folosirea AI în realitatea augmentată?
Și aici mă refer la cazul de felul punte turistice în oraș, rezolvă tot felul de chestii pe telefon sau legate de cei în jurul lui. Aici poți să mergi de la se arezi clădirea până se arezi date despre oameni. Ce părere aveți despre asta? Și nu știu dacă aveți ceva caz de folosire de AI sau dacă puteți inclusiv hărțile să vă chiar citisem zilele trecute ceva articol despre o aplicație pe mobile, cred că era pe iOS, care era pentru scopuri turistice, era, cred că, vreo 300 de orașe în care era implementat și avea parte de o realitate virtuală, practic vedeai harta și vedeai informații suplimentare, aveai rutele pentru obiectivele și puteai să glisezi așa telefonul, era un exemplu, trecea cu telefonul peste Tower Bridge în Londra și zicea Tower Bridge, North Tower. Exact. Și avea toate informațiile astea care, practic, din punct de vedere a unui turist, aduce un anumit beneficiu. Mai are posibilitatea să ai realitate virtuală în ceea ce privește navigația. În momentul navigării, când îți zice în sensul giratorii ieșiți pe a treia ieșire, să nu stai să numeri tu a treia ieșire sau a șasea dacă mergi prin șapte străzi, ci să-ți arate efectiv ruta frumos și totul suprapusă peste realitatea hărții pe care o vezi tu ca utilizator. Deci nu să ai o hartă desenată și în felul în care îți merge ruta, care poate nu-i 100% accurate, ci să vezi poza reală. Deci practic nu vezi poza, faci real time să vezi ce se întâmplă și să ai ruta desenată ca augmented reality. Și tot în zona asta, hai să mai văd o întrebare și după aia lăsăm. Dar stai cu microfonul. Mă gândeam acum la un alt caz, de exemplu, în sunt de situații primejdioase care sunt oameni, nu știu, explozii, inundații, nu știu, se întâmplă chestii. Și atunci, una dintre, probabil, cea mai simplă, sau, de exemplu, omul nu are cu cine povesti și singur. Și atunci, putea face o aplicație, asta mi-e interesant folosind de ea, în care omul să spună că e în pericol, să arate zona, indiferent ce e, și cumva să primească niște sugestii și poate chiar să înceapă o comunicare de la 112, dacă e cazul sau cu alte cazuri de genul ăsta. Ce ziceți de aplicație de genul ăsta? Se numește messaging. Păi nu, dar să și dă seama, adică dacă, fără să mai comunice, știi? Adică dacă areți un incendiu, să înceapă să zică, că nu știu, o capă, fugi. Da, da, ai încălbeți un incendiu. De exemplu, sunt aplicații de, pentru oameni în vârstă sau pentru copii care au panic mode. Și, practic, îți face o poză și o trimite la o anumite contacte. Da, eu zic să determine telefonul grav de lumejdie, folosind de AI, astfel încât să poată da niște date mai clare. Probabil poate fi foarte ușor. Păcălit. Dacă da, îi faci da. Poză în fața unei cutii de chibrituri, poate să zică că e incendiu, când de fapt, dacă faci aceeași poză de departe... Ar fi o provocare, până la urmă, adică cumva, nu știu, cred că s-ar putea face. Cred. Poate la incendiu, că urmează să fie o inundație sau că e într-adevăr o inundație, da, poți să detectezi, să prezici că ar fi... Nu apăra să prezici, că să-i zici, la un vezi că ești în primejdie, nu știu. Tu știi exact când e lui, poți să-i zici, până la urmă, să dai un plan de evadare de acolo, știi, poate într-o pădure, primoară acolo, nu știu ce să fac. Dar nu știu, nu am copii. Tudor, ideea e interesantă. E un fel de episod din Black Mirror. Potențial episod, dacă v-ați știți serialul. Nu cred că am văzut serialul. Tot așa, legat de SF, AI și așa. Nu vreau să credeți că sunt negativist sau ceva de genul, dar nu. Nu, nu neapărat, dar cum? Adică ești într-un centru. Mult alte use case-uri, același use case-uri care poți rezolva mult mai încet, mai ușor. Da, poate nu vrea să aibă da. Aplicație pe telefon. Da, dar îți dai incendiu sau ceva și faci poză și te salvezi de telefonul. Nu? Probabil mai încolo, nu? În altă seară, să dau un răspuns. Poate nu e sigur pe insulă. Nu ne-ai okay, adus ce trebuie care ai adus niște apă. Vreau să fii cea mai creativ. Bun, hai să vă întreb atunci altceva. Mai clasic, așa.
nu mai vedeți pe design. Cum vedeți evoluția hărților peste 5 ani? Gândirile că intră și automotivul și ce e mai mult. Automotivul în sensul de autonomous driving. Da. Ca scurt, mă aștept să fie mult, mult mai bune hărțile și mult, mult mai ieftine. Pentru că, momentan, furnizorii de hărți care chiar sunt production ready, să zicem așa, e Google-ul, TomTom-ul, Here, care oricine vrea să-și facă, vrea să are o aplicație și vrea să folosească un engine de dotare foarte performant, apelează la ei, dar cont o sumă foarte mare de bani. De la Google? Da. Foarte, foarte. Deci, de exemplu, și noi putem acum crea o aplicație de tracking, doar avem un API limitat. Dacă se dezvoltă aplicația, să fim dependenți de Google. Deci, din câte știu, chiar și la noi, la Telena, folosim, cred că TomTom, folosim mai mult engine, dar unde cele mai mari costuri, pe lângă oameni și altele, e engine. Pur și simplu că TomTom, Google îți dă serviciu de gen. Dar din câte am observat, vin foarte mulți player în domeniul ăsta, vin de Tesla, Apple Car, care sunt un pic reticent, nu tocmai ar vrea să folosească serviciile Google. Apple, nu cred că, deși Apple acum folosește multe la Google, în dar e un cost foarte mare și, din știu, și Apple și Tesla încerc să folosească alternativa pe care folosim și noi, OpenStreetMap. Și astfel mă aștept, fiind cu autonomous cars, acolo este nevoie de hărți foarte performante, în sensul să ai toate informațiile să le găsești acolo, ai nevoie de senzori, deci o să fie mult, mult îmbunătățite hărțile respective. Iar dacă să continuăm pe OpenStreetMap, o să devină, fiind free, OpenStreetMap, o să devină și mult mai accesibile. Și cred că nu e neapărat în hărți se întâmplă asta, în orice se întâmplă. Adică, cine deține niște produse, niște player mari în lumea asta, serviciul respectiv e foarte scump, dar când devine mainstream, atunci prețul scade la orice, cred că la orice. Din China nu au pornit nimic sau? Adică? Un serviciu de hărți, mă gândesc. Sunt și China, Navtec, sunt, dacă țin bine multe, sunt, trebuie să. Mă acolo dintește un China, Corea, acum un pic mai greu, din policy stuff, dintește, nu ai nevoie, nu pot să mă apezi tot în anumite zone, nu pot mă auzi mai multe restricții, okay. Deci știu. Ce vreau să dau pe lângă ce pozitiv, să mă repet, că e o chestie care trebuie să fim toți. Nu știu, dacă vrei să răspund la fără de întrebări din ei. O să vedem. E că în viitor, fiindcă să fie atâția zeci de miliarde de dolari, partea de autonomous driving, orice care constructor de mașină să reușească să aibă tehnologia și să tot lumea încearcă să obțină un tot mai mare procent din piața mea, mașinile astea o să fie limitate de hărțile pe care le au. Da? Adică, dacă vrei, degeaba ai tu toate, cum să zic, toți algoritmii de AI din lume și mi le pui într-un BMW care e super autonom, ăsta că eu pot să-l conduc doar pe jumătate din Cluj, că pe cealaltă jumătate n-am hărți. Da? Deci, cumva, alea sunt grădite în zonele în care tu ai hărți. Și așa că, acum e o bătălie la cuțite de care producător de mașini sau, mă rog, consortium de producător de mașini reușește să aibă niște hărți la calitatea necesară să facă într-adevăr, să aibă din car sau un nivel de autonomie cât mai mare. Și de asta, de exemplu, acum am avut producătorii germani, din BMW, Audi și Volkswagen, cred că au cumpărat Here, care e tot așa o companie de map, care oferă servicii de navigație și rutare pe aproximativ 3 miliarde și jumătate de... Bine, asta e de câțiva ani, de noi. Da. Ok, da. Dar motivul e ca să nu riște să rămână în urmă cu hărții. Nu depinde de Google sau Apple sau așa mai departe. Și cumva de asta cred că e foarte... bătălie la cuțit. Și apropo de asta, dacă vreți, dar pregătim și ai ideea de anul ăsta, dacă vreți, poți să încerc să duc un speaker de la Kia, dar cred că interesant. Cu siguranță. În sensul că, practic, din fosta noastră din Cluj sau plecat câțiva acolo, bine neapărat el, dar poți să primești să și o chestie legată de
ce ai povestit și cu, și cu Adela mai, mai devreme legat de aplicația de, de realitate augmentată care să-ți facă highlight la lane și să fac chestia asta. Tocmai aici am vorbit cu un coleg care înainte de, de meetup, zicea că el a lucrat în Brașov așa ceva, așa ceva nu-i de, nu-i de chestii de, zic, de domeniul viitorului, eu zic că era cu 3, 4, 5 ani, pentru că la asta și există, eu a fost lucrat în Brașov la asta și avea o aplicație, avea un telefon care mă trebuie pe dashboard, care cumva îți filma ce vezi și tu, dar îți folosea cu realitate augmentată, îți highlight-uia lane-ul pe care ești, totul real-time, și îți suprapunea și o mașină pe care tu trebuie să o urmezi ca să ajungi la destinație, cumva, care ce semnaliza, care așa. Și cumva era o chestie foarte interesantă, mergea totul pe, pe device-ul telefonului și așa departe. Deci asta nu e o chestie a viitorului, e o chestie așa. N-am spus de chestia asta, l-am felicitat. Și cu 5 ani? Cu 3, 4, 5 ani. Și nu auzi nimeni de aplicație. No, ce să faci. Apropo de asta, cumva și eu citeam un articol pe, pe zona asta și ca să clarificăm un pic de ce e nevoie de hărți autonomous. Adică, practic, alea ar scoate un pic, din câte am înțeles, din procesarea care trebuie să facă mașina până la urmă. Adică, în loc să detecteze tot ce are, folosește hărțile deja, ok, jumate din cât are de procesat făcut deja. Dar, probabil, după ce va mai avansa puterea de procesare pe mașini, unde și fluxul de atât e enorm, adică am înțeles că puterea e captată foarte rapid, o să, n-o să mai fie la un moment nevoie de, de hărți atât precise. Pentru că o să descurce singure, la fel ca oamenii. Și atunci s-ar putea să fie acum foarte scumpe și după aceea să nu mai fie cerere mare. Mă gândesc. Da. Cred că sunt un pic complementare aici. Adică, toți senzorii pe care ai pe mașina aia, LiDAR-ul, radar, cred că sunt foarte scumpe și costă foarte mult, așa fi drăguț să nu te să pun 10.000 de LiDAR-uri pe mașină, cum poți să obții informația aia deja de la, din hărți. Există foarte multe situații în care nu funcționează atât de bine, când ai condiții neprienice, când ai, nu știu, ești, poate tu cu LiDAR-ul vezi camionul din față, dar nu vezi ce tu pe... Deci cumva sunt chestii complementare care se... Nu neapărat vreau să mă contrari, dar vedeți și acum, tu ca om conduci, nu? Ai doi ori și cam atâta. Da, și avem 15 camere. Miliarde de accidente pe an. Păi, asta e. Păi, nu. Da, dar ar fi bine că n-am avea. Da, dar acum nu cred. Proiectul și să știi să accelerezi, că după tirul ăla din față, pe încerci să depășești o curbă. Și să nu încerci să te bagi atunci în depășire. Da. Pentru că știi că așa e carta. Da, da, da. Este stai să-ți dau un microfonul, că mi se înregistrează sunetul și... O întrebare cu textul ăsta, LiDAR și mașina la moment. Ce stă accidentul de zile trecute? A fost o filmare, cred că ieri la altă ieri. Și se vedea cum un pieton cu bicicleta iese din umbră, fix în fața mașinii care nu a reacționat deloc. Dacă aveți așa vreo părere ce s-ar putea fi întâmplat, că avea și LiDAR și dashcam și... tot ce se poate. Da. Părerea mea aș fi just my two cents, adică nu am o părere, o expertiză în așa ceva și de asta e o investigație care, care urmează, e că din ce am citit, într-adevăr, dacă LiDAR-urile și radar-urile și toate acelea funcționau, chiar dacă era noapte, trebuiau să detecteze chestia, trebuiau să vadă cu câteva secunde înainte și să oprească, n-au făcut-o. Asta acum asta nu, bineînțeles, nu înseamnă că acum toată tehnologia lui trebuie să lucre la gunoi. Și era, până la urmă, chestia trebuie să ne dăm seama că e un caz care era inevitabil. Adică mai trebuie să mai trebuie cineva, de adevăr, era pus în situația asta. Cred că e foarte important cum reacționăm acum. Și, de adevăr, ce am văzut și din filmare, că am văzut și filmare la care te referi, nici omul nu a fost atent, nici uitarea telefonului și așa mai departe. Deci, cred că a fost un cumul de situații care a dus la chestia asta. Și e foarte important cum reacționa chestia asta și ce faceți acum și cum, și e important să contextualizăm și să vedem cum probabil cât timp a fost accidentul ăsta, a fost alte 1000 cauzate de Romeo. Deci cumva să luăm și în considerare înainte să știu că am mai depus bășurul între astea toate flotele din Toronto, FM și când mai fost, cred că poate e normal, că se poate știe PR. Ce întâmplă? Poate avea ecran albastru sau un report.
De fapt, poți să te mai întrebi ceva, trebuie să mai întrebi de hărtă. Cât de mult contează puterea de procesare vis-a-vis de viteza mașinii? Adică, mă gândesc, dacă mergi cu 100 în oraș și vrei să n-ai accidente, ar trebui să procesezi mult mai multe decât dacă mergi cu 5. Momentan, nivelul la care se află acum, viteza undeva la 40 de mile pe oră. Cam aia e viteza care e considerat ok și safe să conduci. De asta face exemplul care menționa Alex, atât mai ciudat, pentru că mașina mergea la 40 de mile pe oră. Și cumva trebuia să reacționeze. Nu a făcut-o. Nu știm de ce. Eu investigație, nu trebuie să ne pronunțăm. Da, există o referință despre puterea procesare versus viteza, viteza mașinii? Nu știu să zic. Dacă știți voi? Vreți să dați cu părerea? Cel mai probabil că influența ta e viteza la care primești răspunsul, fie că radar, fie că e LiDAR, ce zicea înainte. Practic, LiDAR-ul e o suprapunere între light și radar. E un radar care trimite un flux de lumină și primește răspunsul. Durata în care trimite fluxul și primește răspunsul diferă de distanța la care e obiectul și viteza în care e, practic, trebuie să vezi la ce distanță poți să reacționezi. Sau viteza sunetului. Cu lumină, e cu lasă, lumină. Ai viteza lumină, cred că nu au probleme, că mă duce în 100%, dar cred că e puterea de procesare a mașinii în sine. S-ar putea să fie limitată lumina. Da, ok. Andrei, dacă vrei să mai comentezi despre realitatea aumentată sau de hărți? Spăi. Hai că ne terminăm dacă mai avem nici întrebări. Ultima întrebare era unde vedem hărțile. Cum vedem hărțile peste 5 ani? Peste 5 ani de zile. O să mă refer la un proiect de al lui Elon Musk, fondatorul Tesla, SpaceX, probabil ați auzit de el. Da, foarte celebru. are un proiect prin care urmărește să lanseze o întreagă flotă de mini-sateliți, dacă vreți, pe orbită, să creeze cumva o rețea super puternică și mă gândeam că prin această rețea ar putea să trimită imagini satelitare în, să zicem, near real time, pentru o altă aplicație care poate fi dezvoltată de dezvoltatorii lui software din cadrul Tesla sau orice altă firmă. Și atunci hărțile ar fi updatate în real time. Nu e real time, poate, nu știu, o dată pe oră sau... Asta e de la mașini direct? Poftim. Și de unde sunt? De la mașini sau? Nu, deci imaginea din satelit, da, deci imaginea din satelit ar fi pe tot în orbită, practic, ar trimite pe Pământ imagini care s-ar arăta, nu știu, să zicem, la câteva minute, să nu exagerez, să zic, real time. Și atunci mă gândesc că aplicațiile care folosesc aceste imagini și-ar putea data hărțile, bine, nu e foarte simplu de făcut, dar mă gândesc că ar fi posibil să-și adapteze hărțile în fiecare zi. De ce nu? Atunci am avea o variantă a hărților eventual aproape gratis. Domnul Elon Musk e cunoscut pentru generozitate. Da, e o potențială idee. Să vedem dacă și iese. Da, e faină chestia. Bine, acela, până la urmă, dacă mașina ar putea transmite datele respective, ar putea la direct de la mașină. Da, sau ar putea combina cu imaginea satelit, cu ce vede mașina, sigur. Da, se poate îmbunătăți foarte mult. Harta, direcționarea, self-driving cars, să avea o curateță mult mai bună și siguranța pietonilor și a șoferilor sau pasagerilor. Da, până la urmă putea zice ok, adică până la urmă avea. Dacă foarte multe mașini ar share-ui datele astea, nu știu, putea să te vezi prin oraș, să vezi poze cu oamenii prin oraș. Da.
cu două minute, vezi dacă a ajuns, nu știu cine, la întâlnire și... Pe o zile. Au, da. Am două întrebări. Cea mai recentă, la care am gândit, ați mai, nu știu, știți de Coma AI, compania lui George Hotz? Ce părere aveți despre proiectul ăsta? E ok, el vrea să facă un kit sub câteva sute de dolari care e plug-in, care poți să plug-in și mașină și să o faci să drive în car. Cum vi se pare? Sau nu știu, știți mai multe despre asta? Eu, dar ce am auzit de Coma AI, mai multe lucruri. Și cealaltă întrebare, e practic cumva să încerci să-ți augmentezi dataset-ul de imagini cu imagini din dronă? Deci să pui o dronă să survoleze o zonă și să, nu știu, în cazul în care imaginele din satelit sunt scarce sau nu sunt foarte de calitate sau greu de obținut, e util, cel puțin în terms of research, să trimiți o dronă, să dai patrol o zonă și să ți importi dataset-ul să faci ceva cu el? Sau nu e practic din cauza că nu e scalabil? Depinde, eu zic că e foarte folositor, adică depinde de use case-uri. Dacă vrei să folosești pentru un produs mic, chiar și cu cineva în copii de genul, care are foarte mult pom, dacă sau vie, ceva de genul, avea foarte multă vie și vrea să trimite drone ca să facă poze, să vadă când trebuie să stropească sau ce trebuie să stropească, că nu toată, de exemplu, acum cea că pierde destul de mult bani, pentru că el când stropea toată via. El ce vrea să trimite o dronă ca să vadă care frunze sunt afectate și doar alea să le stropească. Deci eu cred că trebuie făcut așa, nu pentru un astfel de use case, că ai un pictat sau ceva, ai o afacere ta mică, nu cred că trebuie să apelezi la sateliți sau la Google să dai imagini satelitare. Ai produsul tău propriu sau în agricultură, deci pentru câteva hectare, deci și mai mult. Deci eu zic că na, să-i dea way to go, mai degrabă decât să... Ok, păi atunci eu zic să-l chem aici seara. Nu știu dacă mergeți la web să caută la ceva, la vreo aplicație, la cine am clarificat. Ok, mulțumim. Haideți să aplaudăm. Și vă așteptăm la următoarea lansare, să fie în 26 aprilie, după The Developers. Va avea loc, va fi găzuită de MHP și va avea loc aici la Hugo. Deci tot în zona rămâne. Bun. Și acolo subiectul principal o să fie, cumva am mers un pic cu el astăzi și nu neapărat am vrut, o să fie tot automotiv. Deci, și o să avem probabil ceva invitat și din Germania. Suntem invitați. Da, eu mă aștept. Ok, mersi.